Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Iar în Statele Unite niște polițiști au fost dați afară pentru că în loc să prindă hoți, prindeau pokemoni. Mai țineți minte Pokemon? Asta cu ăla pe telefon. 10 ani. Nu, chiar 10 ani, 6-7 ani. Îl mai aveți? L-ați avut? Nu, noi nu l-am avut, tu l-ai avut. Eu, și mai am în continuare. L-am pus și eu la un moment dat, că eram curios, doar că mă întâlneam cu ei pe stradă. Săreau brusc pe trotuar. Pe mine voi m-ați îngrijorat în perioada aia. A fost... Eu atunci n-aveam nici Facebook și mă uitam la voi, eram siderat. Doar l-am încercat. În toată firea căutat, știu că am fost o dată la o cărciumă împreună și n-am putut să vorbesc cu voi că voi căutați pokemoni cu telefoanele prin tufișul. Da. Aproape. Eu mai am, da. Uite că funcționează. Mai ai pokemon instalat pe telefon? Băi, e un pokemon chiar lângă noi, incredibil. Sunt mulți. Uluitor. Da. Pe vremuri nu erau așa mulți. Dar aici, uite, sunt foarte mulți pokemon dubioși. Crezi că audiența despre care am vorbit zile trecută e formată și din pokemon? De deci ideea e că de mulți? Jocul că funcționează în continuare. Funcționează, frate, da, și e cu nebunie cu astea. Da, a ieșit scandal. Deci echipa aia de poliție, echipajul de poliție a refuzat să răspundă unui apel pentru o intervenție la JAF. În zona în care erau, urmăreau pokemoni. Poate și arbitru zimbabuean Gianni tot după pokemon era. Da. Și s-a făcut anchetă și s-a observat că deci ăștia au camere de filmat în mașini, au pe ei totul supravegheat în permanență. Și imaginele camerei din mașină au arătat că cei doi au discutat totuși despre apelul primit ca să intervină. Deci știi, alea 40 imediat pe strada nu știu care. Auzi, mă, noi, lasă-mă. Au decis să nu răspundă, au urmărit un Snorlax din joc. E valoros? Snorlax-ul seamănă cu Luca, așa, dai pe albastru. Un alt polițist a intervenit, moment în care i-a văzut pe colegii parcați pe alee. Deci colegii aveau treabă și prindeau pokemonii. Investigații ulterioare, scrie Libertate, au arătat că polițiștii pokemoniști se deplasau prin oraș cu mașina oficială în căutarea altor pokemoni care le apăreau pe telefoanele mobile. Dacă ai mașină de serviciu și girofar, poți să prinzi o grămadă de pokemoni. Ții minte că în perioada aia... Măcar ea nu ripostează, da. M-am trezit într-o dimineață și tot așa căutam pokemoni, eram și i-am găsit în Herăstrău. Doar că la 6:30 dimineața nu te duci în Herăstrău, că n-ai ce căuta. Dar am găsit unul mai pe margine și am parcat mașina și l-am luat din mașină. Eram practic ăștia. Da, erau niște pokemoni undeva în Otopeni, unde se face dreapta spre primărie, exact acolo unde stă poliția. Explică-le mai plastic oamenilor, că nu, multă lume nu înțelege. Pokemoni? Deci, ei îți apar pe telefon când te uiți cu camera, nu? De jur împrejur, îți apar... Da. Pokemonii ăștia care sunt niște desene animate, sunt niște personaje, da, mă rog. E o combinație între ce vede camera și, mă rog, cu niște simulări. Da, da, da. Trebuie să faci un gest, să dai cu o bilă într-un Pokemon și ai prins Pokemon. Asta este toată... Bine, ripostează și ei. Ții minte că m-am bătut cu unii la Băneasa într-o zi. Pokemon, Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.